Care poartă numele marii campioane, Nadia Comăneci, campioană olimpică în 1976, cea care a schimbat istoria acestui sport. Cei mai în maturitate, să spun, își amintesc probabil de prima notă de 10 din istoria gimnasticii, comentată de Cristian Țopescu. Nu mai avem timp să vedem și festivitatea de premiere în concursul individual. Vă anunțăm rezultatele. Campioana absolută a României.